emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua! Bine ați revenit la emisiunea lui Teodor Paleologu. Se aude din nou vocea mea, Ioana Prândurel. De data aceasta l-am eu invitat pe domnul Paleologu. De ce am ascultat muzica mai devreme? Se îmi spui domnul Paleologu în emisiune puțin așa, care așa, am zis să introduc că e frumos. Da, da, bine. De ce muzica asta? Pentru că ilustrează, de fapt, tema discuției noastre de astăzi, care este patologia puterii. De altfel, o să mai revenim la The Godfather, da? Că e celebra piesă din celebra temă muzicală din The Godfather. Ce e patologia puterii? Da, mai e așa cam din scurt. Patologia puterii e ceva foarte răspândit. De fapt, ca să-l parafrazez pe Descartes, c'est la chose du monde la mieux partagée, lucrul din mână, din lume cel mai răspândit. Descartes spune asta despre bunul simț. Da? Teza mea este că, de fapt, patologia puterii e cel mai răspândit lucru. Îl vedem la toate nivelurile, nu e nevoie numai de putere foarte mare. Pe scurt, oamenii o iau razna când au putere și, de fapt, ar trebui să mă întrebi de ce vorbim despre asta acum. O să te întreb și eu. Întreabă-mă de ce vorbim despre asta acum, pentru că de-aia am venit împreună la emisiunea asta. Dar nu vrei să definim întâi ce e? Nu, nu, okay. E mai important, okay, să spunem de ce vorbim acum despre patologiile puterii. Te rog. Pentru că asta ne ocupă tot timpul în momentul de față, pentru că am terminat o carte pe această temă și acum fac corecturile și de-aia e subiectul pe care l-am cel mai prezent în minte. De-aia ești așa obosit? Poate, da, pentru că lucrez destul de intens la corecturi, iar corecturile sunt destul de migăloase și, mă rog, nu e partea cea mai antrenantă, da? Cartea am scris-o foarte repede, la primele 50 de pagini în, nu știu, 3 săptămâni, cred, după aia ceva mai lent, dar mi-a luat vreo 4 luni să o termin. Am lucrat în noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie, da? 4 luni, chiar poate chiar mai puțin de 4 luni, în care am terminat această carte și, cum spuneam, acum lucrez la corecturi, că vreau să o trimit spre publicare. Nu vom publica la editura Casei Paleologu, spre deosebire de alte producții de ale mele. Poate o traducem. Da, pentru că e în franceză, da? Asta trebuie spus, am scris-o în franceză. Așa am fost sfătuit, da? Așa, a fost o sugestie foarte bună și, mă rog, mi-a făcut mare plăcere să o scriu în franceză. Am o listă de întrebări, uite-o. Asta e așa lungă, da. E lista? Mă cam sperie. Înseamnă, da, că te-a pasionat patologia puterii. Păi nu, e un subiect care mă preocupă de foarte multă vreme, am ținut nenumărate cursuri pe tema asta, așa că purtam în mine această carte de multă vreme. În plus de asta, totuși, am făcut parte dintr-un guvern, am văzut patologia puterii de foarte aproape și la scară mare. Da? Am văzut președinți, am văzut prim-ministri, miniștri, nu mai vorbim de ambasadori, am cunoscut episcopi. Foarte interesant, unii intelectuali care dezvoltă forme de patologie a puterii foarte elaborate și foarte puternice. Bun, atunci poți să spui că doar cei care au putere multă, puțină? Nu contează, sunt unii care au razna de la puțină putere. Dă-i unui tip o ștampilă și deja va fi un mic tiran. Altul are nevoie de un badge, de o insignă, de o uniformă. Spune, e ceva foarte comun. Da? Întâlnește asta la tot pasul. Și există reprezentări, felul în care pot să ne povestești? Ce reprezentări? Ale patologiei puterii, uite, în artă, de pildă. E una dintre marile teme ale umanității. Da? Mai e iubirea, da? Iubirea e probabil, poate pe primul loc și după aia vine patologia puterii. Pentru că despre asta vorbește Homer atât în Iliada cât și în Odiseea, dar începem cu Homer. Ori Homer e primul mare autor din istoria culturii europene. Apoi în Vechiul Testament, da, avem turnul lui Babel în Geneză, în Exod îl avem pe Faraon, da, ca prototip al patologiei puterii.
Apoi în cărțile istorice din Vechiul Testament, da? În cărțile despre judecători, despre regele Saul, apoi și regele David dă în patologia puterii, da? Când o seduce pe Betsabea și apoi se căiește, e adevărat. Apoi cărțile regilor, da? E plină. Sunt pline, pardon, cărțile regilor de reflecție asupra patologiei puterii. Da? Deci, fără a mai vorbi de asemenea de Noul Testament, că la urma urmei Irod, da, care spune Matei, ceea ce, sigur, nu e adevărat istoric, dar spune Matei că a masacrat copiii, da? Irod este un tiran abominabil, deci o figură prin excelență a patologiei puterii. Sau Ana și Caiafa, da, vorbim de autorități religioase, pentru că există și o patologie a puterii spirituale. Apoi, când este ispitit Iisus în deșert, în Evanghelia lui Matei și în Evanghelia lui Luca, el rezistă ispitei patologiei puterii, pentru că ce-i oferă diavolul, îi oferă putere, da? Sub trei forme diferite, putere politică, putere spirituală și putere materială. Bun, păi dar și putem continua. Păi știu, tragedia antică e plină de reflecții extraordinare, la Eschil, la Sofocle, la Euripide, apoi la Seneca, mai târziu Racine. Și aș zice că marele campion este Shakespeare, da? Probabil autorul care a scris cel mai mult despre această temă sub variate forme. Tirania în Macbeth și în Richard al III-lea, uzurparea în Richard al II-lea sau în Henric al IV-lea. Avem tema populismului, a demagogiei, John Cade, care apare în Henric al VI-lea, indecizia lui Hamlet, abulia lui Richard al II-lea, paranoia în Winter Tale. Da? Deci e o panoplie foarte vastă pe care o găsim la Shakespeare. Aș zice că, mă repet, sigur, e marele campion. Și putem continua în teatru, mă gândesc acum la Schiller, la Goethe, în Faust, în fond, este vorba despre patologia puterii unui intelectual, da, care regretă că și-a ratat viața și diavolul îi conferă puterea de a-și retrăi cumva dorințele reprimate în trecut. Da? Deci Faust este o reflecție formidabilă asupra patologiei puterii. De asemenea, nu știu, să luăm Wagner, Inelul Nibelungului, despre asta este. Inelul este simbolul puterii și simbolul patologiei puterii. Da? Totul se învârte în jurul puterii în tetralogia lui Wagner. Dar aș putea continua sigur și în cinematografie. Da? Să avem, vorbeam de tocmai The Godfather. Da? Pentru că The Godfather este o reflecție fantastică asupra puterii. Iar muzica asta pe care am ascultat-o acum este sfâșietoare, este foarte melancolică. Eu o ascult când sunt puțin mai trist așa și este o, de fapt o ilustrare a melancoliei puterii, dacă există și această afecțiune. Michael Corleone și Vito Corleone sunt de fapt niște mari melancolici, da? Pentru că ei exercită această putere criminală, dar sunt conștienți, da, de dimensiunea ei tragică, de fapt. Și, de fapt, trilogia The Godfather ilustrează această tragedie a puterii, da? Și se termină tragic, să nu uităm. Aș sună ca și cum ai scris o istorie a lumii, de fapt. În a doua parte, bun, poate nu istoria lumii, dar trec în revistă câțiva mari autori de teatru, i-am numit acum, da, Eschil, Sofocle, Euripide, Racine, Cornei, dar mai puțin, Shakespeare în primul rând, Schiller, Goethe. Sigur că am lăsat deoparte unele opere foarte importante, de pildă n-am vorbit despre Boris Godunov,
da, care e o, tot așa, o operă foarte importantă pe, pe tema asta. Uite, înainte de a veni la emisiune, ne întrebam cu ce să ilustrăm muzical. Da? Și am ales până la urmă tema muzicală din The Godfather, dar ne mai gândisem și la uvertura din Lucio Silla a lui Mozart. Iar Silla este evident o figură a brutalității, a cruzimii. E un mare om politic roman care a fost dictator la timp de 2 ani și este artizanul unor masacre. Da? Deci avem și în această privință o formă de patologie a puterii. Sigur, am vorbit despre filme, dar n-am putut să vorbesc despre toate. Nu? Și am vorbit despre vreo 14, 15, 16 filme, nici nu mai știu exact, inclusiv seriale contemporane, cum e House of Cards, care mi se pare pe undeva mult prea tras de păr. Știi că ne-am uitat împreună la House of Cards, primele două seriale, sigur că sunt trase de păr, dar încă sunt interesante pentru că joacă Kevin Spacey atât de bine. Dar de la sezonul 3 încolo e foarte tras de păr. În schimb, am găsit un serial franțuzesc, și el pe alocuri tras de păr, dar mult mai puțin, care însă e mult mai fin din punct de vedere psihologic. Nu mă miră ca un film franțuzesc să fie mai fiind din punct de vedere psihologic decât unul american. O să te întrerup. Da. Luăm o pauză. Da, luăm o pauză. Deja ne omoară publicitatea. Radio Guerilla. În ITNC, la fel ca și în viață, întotdeauna e loc de mai bine. Și pentru că meriți să-ți permiți ce este mai bun, la Altex găsești cea mai variată gamă de produse ITNC la prețuri mici. Și pentru că meriți să-ți permiți ce este mai bun, un voucher Altex valabil pentru gama de produse ITNC poate fi al tău. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și cu Nic. În perioada 28 martie-3 aprilie ai ocazii unice la Flanco. Cumpără laptop Lenovo cu Windows Home S la doar 1099 de lei. Vino în magazinele Flanco și caută produsele semnalizate cu etichetele roșii. Darling, give me the 2 bani din punguță să fac booking la Maldive. Ce nu facem pentru dragoste? Dacă ea, iubirea vieții, vrea în Maldive, în Maldive o vom duce. Sau mai bine, la Five to Go. Pentru că noua colecție de pahare Retrogrand cu eroi de poveste ai Danielei Mihăilescu sunt acum de găsit în toate locațiile din țară. The Man, The Man, The Legend, The Legend. Corey Taylor revine a treia oară la București, de data aceasta cu cealaltă trupă a sa, tot a treia. Și ne va cânta o grămadă de piese pe care le cunoașteți deja. De la Slipknot și Stone Sour, normal. Dar și ale trupei sale, a treia, normal. Corey Taylor, 31 mai, Arenele Romane. Organizat de Metalhead și Best Music Live. Cântat de Radio Guerilla. De Paște încondeiem ouă, ne bucurăm de familie și mulțumim pentru tot ce avem. Și ce mod mai frumos de a petrece cea mai importantă sărbătoare creștină alături de cei dragi decât într-un loc de poveste. La Conacul Archia spunem împreună Hristos a înviat. Demipensiune, tabără de echitație pentru copii, vânătoare de ouă, ateliere de vopsit ouă, petrecere cu muzică live, excursie ecumenică și multe alte surprize. Paștele ăsta se petrece în sânul familiei Conacului Archia. Detalii pe conacularchia.ro. Sunt peste 500 de lucruri bine făcute în România. Sunt avamposturile Radio Guerilla. Iar Conacul Archia este unul dintre ele. Universul entero, escucha! Vox Festival Bucharest revine la Control Club în perioada 3-4 aprilie. Artiști din 6 țări europene vor concerta alături de trupe locale în cele două zile de festival. Îi asculți pe Jadu Hart, Pip Blom, Ada Oda, Lucy Kruger and the Lost Boys, Merle, Sugar for the Pill, Plant și Kajabzi. Bilete în rețeaua Eventbook, cântat de Radio Guerilla.
Cauți noi forme de a adresa întrebări și nu răspunsuri pe care le știi deja. Nu ești un spectator obișnuit. Experiența ta continuă chiar și după ce ai ieșit din sală. Pentru tine, Teatrelia a pregătit în luna aprilie 3 provocări. Lupte și metamorfoze, Urban GIF Show și Dușmănie V2.0. Explorări artistice dincolo de certitudini. Detalii și bilete pe teatrelii.com. Aplaudat de Radio Guerilla. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună, am revenit. Haideți să mai povestim un pic despre serial, că acolo rămăsesei și, înainte să te las, să ne spui cum se manifestă patologia puterii, să ajungem un pic la ce e aia. Apoi se manifestă în feluri foarte variate. E vorba de materialul clientului. Asta e una dintre tezele pe care le dezvolt în carte, și anume că, așa cum spune un înțelept din Grecia antică, Bias din Priene, puterea revelează omul. Sau cum spune Abraham Lincoln, if you want to know a man's character, give him power. Da? Puterea e ca o lupă, da? Care mărește anumite trăsături preexistente. De fapt, puterea nu ne transformă, ci puterea scoate la iveală lucruri care zac în noi. Și atunci, asigur că ai tipuri psihologice foarte variate, da? Nevrotici, psihotici, perverși, ai toată o gamă foarte largă, da? Și în funcție de tipul de caracter al fiecăruia, patologia puterii se va manifesta într-un fel sau altul. De anumite, patologia puterii nu e neapărat o fatalitate, da? Sunt și oameni care reușesc să facă din putere o cale spre excelență. Da? Nu e o fatalitate absolută. E adevărat că cei mai mulți oameni sucombă cumva. Adică, cum spuneam, e foarte comun, de fapt. Cred că fiecare avem un fel de prag, da? Dincolo de care riscăm să. Da? Nu e obligatoriu să se întâmple, dar există acest risc de la un anumit nivel de putere în plus. Da? În cazul meu, una este să fii ambasador, alta este să fii ministru, care reprezintă, evident, o provocare mai mare. Da? Deci se poate manifesta într-o formă benignă, dar unii oameni pur și simplu suferă ei foarte mult în exercițiul puterii. În filmul francez despre care vorbeam, Baron Noir, e o asemenea figură, o femeie extraordinară, Amélie, care devine președinte al Franței și, de fapt, suferă foarte mult. Este o figură a melancoliei pe care o poate crea și amplifica puterea. Ea este o figură foarte nobilă. De-aia spun că e un film foarte fin, de fapt, da? Și foarte subtil. Pentru că e o figură de o mare noblețe sufletească. Sunt oameni care suferă ei. Sau regele Ferdinand. Da, regele Ferdinand era, ca structură psihică, un obsesional cu o componentă melancolică. Dar noi nu ne dăm seama, de fapt, câtă suferință a reprezentat pentru acest om exercițiul funcției regale. Alții sunt niște perverși cărora le place să îi umilească și să-i distrugă pe alții. Stalin, Hitler, Beria și atâția alții. Da? Deci ai o varietate foarte largă. Unii fac rău altora, alții își fac rău doar sieși. Deci gama este infinită în funcție de personalitatea fiecăruia. Și când ai predat despre patologia puterii, ai avut mai multe cursuri către vorbitori de limbă franceză? Da, inițial a fost un curs pentru o asociație de patroni din Franța, Association Progrès du Management. Am făcut multe asemenea cursuri pentru ei. Apoi am ținut și la Casa Paleologu cursuri pe tema asta și, de fapt, e o temă pentru o multitudine de cursuri. De pildă, ar fi un curs foarte amplu despre patologiile puterii la Shakespeare. Am făcut un curs la Cinșor, dacă ții minte, despre patologiile puterii în anumite piese ale lui Shakespeare și, mai exact, în tetralogia Henric al VI-lea, Richard al III-lea. Dar la Shakespeare tema este
aproape omniprezentă, da? În cea mai mare parte din piesele lui apare într-o anumită formă. Deci am putea continua cu o serie de cursuri despre Shakespeare. Sunt romane faimoase. De pildă am ținut un curs recent despre Mario Vargas Llosa, romanul Sărbătoarea Țapului, da? Despre dictatorul Trujillo. E un roman absolut extraordinar. Tema asta se regăsește la Dostoievski, se regăsește la Kafka, se regăsește la Bulgakov în Maestru și Margareta, despre care de-al minte chiar am scris în carte. Da? Deci e o temă pe care o putem dezvolta într-o sumedenie de cursuri și chiar o să facem lucrul ăsta. Da? Și înainte și după publicarea cărții am de gând să continui în această direcție. Și ce te faci cu cei atinși deja de patologia puterii? Depinde. Care nu-și dau seama? Unora pot să le atragi atenția, alte cazuri sunt incurabile, da? Sunt, pentru că nu e plăcut neapărat ca cineva să-ți spună lucrul ăsta. De altfel am observat asta chiar ținând cursurile pentru acea asociație de patroni din Franța. Unii nu reacționau foarte amabil, da? Pentru că le puneam o oglindă în fața ochilor. N-aș vrea să generalizez, dar în unele cazuri am văzut o reacție, mă rog, n-aș zice ostilă, dar o reacție de refuz sau de respingere, pentru că nu e agreabil, da? Să-ți pună cineva oglinda în față și în plus să te recunoști într-o sumedenie de simptome. De-al minteri le și dădeam un fel de checklist. Da? Și evident că de acolo puteau să recunoască anumite comportamente, da? Cum vorbești cu subordonații, în România ai de ajuns să ieși pe stradă și vezi mașinile bengoase care asta de fapt exprimă, da? Exprimă un complex de inferioritate transformat în dorință de superioritate, faptul că nu se respectă regulile în trafic, eu mă distrez copios, da? Să mă duc într-o intersecție din București și să văd ce se întâmplă de fiecare dată. Este fabulos. E un spectacol de o stupiditate delicioasă, să zic așa. Dacă de fiecare dată când se schimbă semaforul, se găsește cel puțin un deștept, un șmecher, care se bagă. Rezultatul e că se blochează tot. Da? Și e un simbol al întregii societăți românești. Într-o societate ca asta, patologiile puterii sunt de tip transgresiv. Transgresiune. Adică? Transgresiune. Să nu respectăm regulile, să considerăm că regulile sunt făcute pentru proști, adică pentru ceilalți. Și patologia puterii, cum spuneam, e de tip transgresiv. Da? De-aia avem și figura megalomanului. Da? Megalomania e foarte răspândită la la români, aș zice, dar nu degeaba l-am avut pe Ceaușescu. Și mai sunt, și acum, da? Mici ceaușești, mă rog, mai mici sau mai mari. Da? Și spun la un moment dat în carte că în Franța, totuși, prototipul este Louis XIV, da? Ludovic al XIV-lea, care avea o strălucire, da? Și e plină Franța de mici lui XIV cu micile lor curți, da? Mici regi soare care strălucesc asupra curților. La noi e plin de ceaușești, mai mici sau mai mari, da? La toate nivelurile și în toate domeniile, da? În lumea afacerilor, în universități, în politică, bineînțeles, în biserică. Bun, și ce se întâmplă cu cocoșismul despre care vorbești în alt curs al tău? E patologia puterii, cocoșismul? Asta ține mai degrabă de o caracteristică a mentalității anumitor popoare, printre care și poporul român. E un fenomen de compensare, pentru că în cazul României și altor țări care seamănă cu noi, fiecare are tendința să se pună pe sine mult deasupra restului.
din vari motive, fiecare cu justificarea lui, mai mult sau mai puțin plauzibilă. Și, în schimb, știi foarte bine că românii sunt campioni la, la denigrarea de sine ca popor. Da? Suntem mereu foarte critici față de noi înșine, în ideea că cel care vorbește e deasupra celorlalți, ceea ce evident că este o iluzie cel mai adesea. Și această slabă stimă de sine ca entitate colectivă are un revers, și anume cocoșismul compensatoriu. Da? Genul ăsta de naționalism epileptic pe care îl vedem în zilele noastre. Da? Aurismul este, de fapt, o asemenea reacție, da? O reacție de cocoșism compensatoriu într-o variantă foarte trivială și golănească. Și dacă tot vorbim despre asta, ce am auzit într-un Uber recent, să exterminăm pe toți, aia era patologia puterii? Eram împreună, aia era patologia lipsei de putere. Bun, Bașca, săracul om, era și foarte redus mental, da? Și că, cred că chiar era bolnav psihic, bănuiesc, după cum vorbea. E prima dată când i s-a întâmplat asta într-un Uber să fie cineva atât de exterminaționist. Da? Exact. A văzut un afiș cu Nicușor, da, și a zis, l-aș omorâ cu mâna mea, a început să spună, vrem arme, să-i omorâm pe toți. De altfel, mai e interesant, eu am primit, știi bine, mesaje pe Facebook, o doamnă care spunea, vedea te-aș spânzurat în piață publică, altul spunea, avem nevoie de brigăzi roșii care să vă extermine pe toți între intelectualii trădători. Tema trădării este foarte prezentă și știm bine din imnul legionar, n-avem decât gloanțe pentru trădători. Da, deci e un fenomen foarte preocupant, nu numai în România, un fel de difuzare în societățile contemporane a unor afecte negative extrem de violente. Ură, furie, dezgust, revoltă și dorință de răzbunare, mai cu seamă, da? Cum exprima acel șofer de Uber. Ori aceste afecte violente și negative sunt folosite de partide pe care le numim populiste. Da? Și de anumite tratez în carte și diferența între demagogie și populism. Ce anume e specific în cazul populismului? Și vorba tocmai de acest lucru, da? De a da un sens unor afecte negative extrem de violente. De altfel, ieri am fost absolut șocat să văd că un infractor precum Adrian Severin amenință pe alți oameni publici, amenințat-o pe Luminița Odobescu, ministru de externe. Da? A spus că e pe lista celor care vor fi judecați atunci când se va schimba situația internațională, adică atunci când în România va fi un guvern pro-Putin. Adică sunt oameni precum Adrian Severin și alți scelerați, da, care își doresc în o victoria Rusiei și își doresc ca România să fie aservită Rusiei pentru a-și satisface dorința lor de răzbunare. Da? Sunt oameni care au, pe bună dreptate, au avut de a face cu justiția și, evident, sunt plini de furie și sunt dispuși să meargă foarte departe cu această furie. Din păcate, vezi că și șoferul de Uber are cel la care ne referim, are același tip de afecte extrem de violente. Da? Deci trebuie să ne dăm seama că patologia puterii în zilele noastre s-ar putea să se manifeste foarte, foarte urât. Să sperăm că nu va fi cazul la noi în țară. Să sperăm că nu va câștiga Donald Trump alegerile în America și să sperăm că nu va scoate Statele Unite din NATO. Bun, să ne înțelegem, democrația americană e foarte solidă și poate să reziste lui Trump așa cum i-a rezistat deja în 2016-2020. În schimb, el poate să facă foarte mari pagube pe plan internațional și anume să retragă Statele Unite din NATO. E o posibilitate, nu zic că se va întâmpla, tind să cred că nu se va întâmpla, dar cu el nu știi niciodată. Dar pentru că el e un caz de patologia puterii și nu de ieri de azi, încă de pe vremea când nu era om politic.
Deci ambii, și Putin și Trump, manifestă... Putin e un caz extrem, e ca la carte acolo, da? E o patologie a puterii care are rădăcini vechi în formația lui de caghebist, în gândirea lui foarte rigidă, complotistă, în fond preia tot ce a învățat în tinerețea lui despre lupta împotriva Occidentului. Și aici avem de a face cu o patologie a puterii extrem de nocivă, letală, de-a dreptul, da? Este un regim criminal, un regim dictatorial, tiranic și iată, a declanșat un război de o extremă brutalitate. În interiorul Rusiei face de asemenea prăpăd, da? Deci aici vorbim deja de o patologie a puterii de o amploare terifiantă. Și, practic, ce putem să facem noi? Cu Putin, noi, tu și cu mine, nimic. Poate Alianța Nord-Atlantică să-l ține în frâu, da, să nu-i permită să câștige războiul în Ucraina și să nu meargă mai departe, pentru că dacă, Doamne ferește, pică Ucraina, urmăm noi, adică Republica Moldova, care evident ne afectează direct. Dar aici deja depinde de forțe care sunt cu mult peste modestele noastre persoane. Dar putem să vorbim noi despre manipulare? Despre dezinformare? Păi avem astăzi un curs la Casa Paleologu despre dezinformare. Îl ține Sorin Ioniță. Abia aștept să ascult acest curs, pentru că Sorin Ioniță numai că e foarte informat, un om care știe foarte multe lucruri, dar are și foarte mult haz. Da? E foarte jucăuș, da? Și o să ne propună și niște exerciții de dezinformare sau exerciții de detectare a dezinformării. Sper să fie foarte util. Dar tema asta are legătură cu ce discutam mai devreme, pentru că fake news, da? Ceea ce numim acum fake news, da? Știrile aberante, da? Lucrurile care nu rezistă de fapt la o minimă analiză rațională, prind. Pentru că afectele de care vorbeam mai devreme, acele afecte violente, ură, invidie, dorință de răzbunare, furie, tulbură mintea, tulbură mințile a zeci de milioane, sute de milioane de oameni. De ce se întâmplă lucrul ăsta acum? Am o explicație pentru asta, și anume faptul că trăim realmente și o criză o criză economică. Asta este fragilitatea economiei capitaliste. Dacă în mod ciclic apar crize, da, care sigur că destabilizează și șandramaua politică. S-a întâmplat asta în anii 30, după criza din 1929, se poate repeta și în alte situații. Da? Trebuie să înțelegem că aceste afecte negative nu au apărut din senin. Ele au legătură cu faptul că largi categorii sociale se simt abandonate, se simt lipsite de putere. Da? Și, cum spuneam, există o patologie puterii, dar există și o patologie a lipsei de putere, a neputinței. Patologia neputinței generează, de fapt, patologia puterii. Da? E o mișcare dialectică, pentru că atunci când foarte largi categorii sociale se simt fără putere, se simt abandonate, disprețuite, vor avea tendința să se arunce în brațele unor demagogi care pretind că încarnează puterea. În fond, ce este, una dintre trăsăturile retoricii populiste este pretenția de a încarna poporul. Eu sunt poporul, eu Donald Trump, eu Victor Orban, Șoșoacă sau mai știu cine, da? Și această pretenție de a încarna poporul duce la o atitudine de tipul: dacă mă critici, înseamnă că ești contra poporului. Dar numai trădătorii
pot să mă critici. Exact ce face Trump în mod sistematic. Da? Cei care îl critică sunt trădători. Nu, nici nu discută că ar putea sau nu să aibă dreptate. Da? Pur și simplu vorbim de trădători, vânduți și așa mai departe. Ori asta evident că generează forme periculoase, da? Foarte periculoase de patologia puterii. Pare că e un apel la frică, foarte... Oh, cum să nu? Frica, sigur că da, frica joacă un rol determinant. Acum, trebuie făcută o distinție între mai multe tipuri de frică. Există o frică, să zic așa, rezonabilă. Da? E normal, e bine să conștientizezi pericole, da? Și să acționezi apoi pentru a le preveni. Însă există și o frică paralizantă, care deja e mai problematică, dar există și acea frică ce îndeamnă la acțiune ostilă. Da? Sunt unele frici care nu numai că nu sunt rezonabile, nu sunt raționale, dar în plus de asta îndeamnă la acțiune, mă rog, într-un sens eventual violent, da? Că se poate combina cu alte afecte. Da? Afectele astea nu acționează singure. Da? Se combină frica cu furia, cu dorința de răzbunare, cu sentimentul de neputință. Bun, și atunci cum ne păzim de manipulare și cum ne păzim de patologia puterii? Sunt două întrebări diferite. Pentru a ne păzi de manipulare e nevoie să ne dezvoltăm capacitatea critică, da, de gândire critică, da, să înțelegem un argument, să facem distinția între un argument valabil și un argument falacios, să ai o anumită rezervă, să nu te arunci cu capul înainte, să nu tragi concluzii prea repede, să nu generalizezi. Da? E vorba de o disciplină a minții, o disciplină a intelectului. Asta pentru a preveni manipularea. Da? Și cere totuși o pregătire. Da? De-aia e atât de grav că în școală nu învață elevii să gândească pe cont propriu. Înțeleg, da? Pentru că asta educație socială. Dar nu-i suficient. Nu e suficient deloc, că dacă educația socială o fac tot în modul stupid și rebarbativ în care se face totul, doar am bifat ceva, așa zicând, necesar. Însă, de fapt, ce contează aici este capacitatea de a gândi cu mintea proprie, de a analiza argumente și de a face o diagnostică a argumentelor. De-al minte, foarte adesea văd oameni care confundă autonomia intelectuală cu părerismul. Da, așa cred eu. Da, nu-i de ajuns. Trebuie să ai și argumente. Da? Deci unii confundă gândirea critică cu un fel de atitudine paranoică în care totul e manipulare, totul e fals, că există și o marotă, da? O țăcăneală în legătură cu manipularea. Toți manipulează, totul e minciună, sistemul minte și așa mai departe. Da? Deci, din frica de a nu fi manipulat, unii cad tocmai în cele mai grosolane forme de manipulare. În privința patologiei puterii, eu cred că singurul remediu este adevărul. Cum spune Iisus, adevărul vă va face liberi. Și așa stau lucrurile din totdeauna. Da? Nu există alt remediu decât să spui adevărul. Ba, uneori merge, alteori nu merge. Da? Sunt atâția profeți care au fost uciși pentru că au spus adevărul. Da? Deci parezia, a spune adevărul. Parezia e un termen grecesc care desemnează spunerea adevărului, curajul de a spune adevărul. Curajul de a spune adevărul are un preț. Da? Uneori poți să mori pentru că ai spus adevărul în fața celor care suferă de vari patologii ale puterii. Uneori însă funcționează. Da? Uneori deținătorul puterii cade pe gânduri. Da? Cum este cazul regelui David, da? Când profetul Nathan îi atrage atenția că a făcut o mare porcărie. Așa, și își dă seama. Sau Agamemnon în Iliada, după ce face o gogomănie mare cât el, umilindu-l pe Ahile,
și luându-i-o pe Briseis, după aia își dă seama că a greșit. Îi ascultă pe Nestor și pe Ulise și face tot posibilul pentru a corecta respectiva greșeală. Dar deci, sunt și cazuri de oameni care reușesc să asculte și să corecteze ce e de corectat. Alții sunt pur și simplu incorigibili. Da, din vari motive, da, pur și simplu nu realizează atunci când li se spune și reacționează uneori foarte violent, refuză. Și sunt cazuri bune și în epoca noastră? N-aș ști să spun că e prea la, prea la cald ca să spun acest lucru. Nu-mi dau seama. Cum spuneam mai devreme, epoca noastră e plină de pericole, da? E o perioadă de turbulențe, în mod evident. Eu tind să cred că unele democrații în lume nu vor rezista asaltului populist. Deja în Turcia Erdogan a reușit să transforme regimul politic. Sigur, au fost alegerile recente care permit unele speranțe. În Rusia nu mai vorbim, regimul Putin a luat-o într-o direcție absolut înfiorătoare. Dar sunt și alte țări în lume care nu vor rezista acestui asalt. Mă gândesc de pildă la evoluțiile din India, care totuși e poate cea mai mare democrație din lume, dacă ne referim la populație. O să luăm o pauză din nou și revenim. Radio Guerilla. Relu Căutărescu recomandă oferta de marți la Electro. La mine abia marțea începe săptămâna. Azi sunt pe curățenie și înnoire, că tot sunt oferte la Electro pe EMAG. Și am dat deja comandă de aspirator, mașină de spălat și uscător. Profită și tu de oferta de marți la Electro. Doar azi ai minus 15% extra la electrocasnice mari Electrolux vândute de EMAG. Lupta cu cancerul este una pe care o poți câștiga, mai ales atunci când îl depistezi la timp și când, în colțul tău din ring, se află o echipă de specialiști dedicată, aparatură și tehnologie de ultimă generație și încredere în puterea ta de vindecare. La Centrul de Excelență în Testarea Genetică Oncologică Gral Medical găsești soluții personalizate bazate pe un diagnostic precis, beneficiezi de teste decontate CNAS și rezultate rapide. Detalii și programări pe gralmedical.ro. Descoperă, tratează, trăiește. Suntem alături de tine. Sunt peste 500 de lucruri bine făcute în România. Sunt avamposturile Radio Guerilla. Iar Gral Medical este unul dintre ele. Bucură-te de farmecul vinului la Raw Wine Cluj. Pe 20-21 aprilie, Kios Social Lounge devine gazda unei experiențe unice în universul vinurilor premium. Organizatorii evenimentului aduc în fața participanților atât etichete de la producătorii români, cât și de la importatori străini. Produsele gourmet de excepție vor fi prezente și la această ediție clujană, așa că te invităm să te lași cucerit de aromele și poveștile din spatele fiecărei sticle. Degustat de Radio Guerilla. Te invităm într-o călătorie printre sunetele României istorice. Trei Parale concertează vineri, 5 aprilie, la Palatul Culturii din Bistrița și sâmbătă, 6 aprilie, la Sala Radio din Cluj. Concertele sunt parte din turneul de prezentare a albumului România 100 de minute, lansat recent de casa de discuri Electrecord. Detalii și bilete despre concerte pe electrecord.ro. Cântate de Radio Guerilla. De peste 30 de ani, Andrei Ursu luptă pentru a face cunoscut adevărul despre moartea tatălui său. Gheorghe Ursu a fost ucis în arestul securității după ce a denunțat decizia lui Ceaușescu de a opri consolidarea clădirilor afectate de cutremurul din 77. Regizat de Liviu Tofan și Șerban Georgescu, cazul inginerului Ursu este un documentar zguduitor despre căutarea dreptății într-un sistem care îi se opune. Din 29 martie în cinema. Produs de Collective Film. Văzut de Radio Guerilla. Ce program ai pe 6 aprilie? Ce-i spune de un concert Byron la Berăria Valhalla din Bacău? Să cânți împreună cu Byron, cu Capul în Nori, Monstrul de sub pat, Consumator de vițe și multe altele. Ah, și să vezi în premieră și un videoclip nou-nouț. N-ai vrea tu de azi. Denotat în agenda. 6 aprilie, trupa Byron live la Berăria Valhalla. Bilete disponibile pe iabilet.ro. Cântat de Radio Guerilla.
Marvin înseamnă întâlnirea cu prietenii alături de care ai cele mai faine experiențe în timp ce pedalezi. Marvin înseamnă o cursă, plimbare cu bicicleta, pedalurile din jurul Urlațiului, prin vii și văi. Marvin înseamnă implicarea ta în viața comunității din Urlați, pentru că Maratonul Vinului este nu doar un concurs de mountain bike, ci și un eveniment caritabil. Maratonul Vinului, powered by OMV Petrom, pe 20 aprilie la Urlați. Înscrie-te pe maratonulvinului.ro și hai să ne distrăm la cel mai mare eveniment de mountain bike cu diferențe de nivel din România. Maratonul Vinului, powered by OMV Petrom. Omul cu șobolani a plecat în turneu prin țară să lanseze al treilea single de pe viitorul album, Gol, Gol, Gol. În Constanța, la Doors Club, pe 12 aprilie. Pune ceva pe tine, că goi oricum suntem toți. Cântat de Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Mai avem câteva minute. Am citit câteva comentarii și am înțeles că ar fi bine să te invit mai des. Da, sigur, cu cea mai mare plăcere. Și așa scap eu de povara de a invita pe alții. Da. Și cred că îți și place să fii luat la întrebări, așa pare. Da, da, păi asta e meseria mea, să răspund la întrebări. Și atunci îți mai adresez una. De ce publici în franceză? De ce Franța? Din mai multe motive. Unul, pur și simplu, s-a întâmplat ca o prietenă de-a noastră pe care o știi foarte bine, să fi recomandat să o scriu în franceză, și anume sunt Ziana Ravini. A fost foarte amuzant că i-am prezentat o listă cu idei de cărți, am foarte multe cărți în minte, și ea mi-a zis, asta, scrie-o și în franceză. Și a fost o recomandare excelentă. În plus, îmi face mare plăcere să scriu în franceză, e o imensă plăcere pentru mine, și mă gândesc că poate voi fi mai citit în franțuzește decât în românește, pentru că în România se citește foarte puțin. Da, și atunci mă gândesc eu că chiar dacă în Franța nu sunt cunoscut, tot o să se găsească mai mulți cititori decât în România. Și oricum, ca să te ia în seamă editurile din România, trebuie întâi să publici în Franța, pentru că au... Știi bine că e o editură, de pildă, unde sunt persoana non grata de 20 ceva de ani, altele poate că n-au aflat de existența mea, mă rog. Și acum, de-aminte, corectez cartea, știi foarte bine, cu o altă lectoriță de-a noastră, și anume Irina Ioniță, care e profesoară de filozofie într-un liceu de lângă Paris, un liceu foarte bun, și are atenția la detaliu a unui profesor. Da, că e foarte, foarte atentă la virgule. Da, și uneori avem discuții dacă trebuie pus o virgulă sau nu trebuie pus o virgulă, cum trebuie formulat ceva, da? Dacă cuvântul cu tare ia forma respectivă sau nu. Bun, și e foarte, foarte atentă la genul ăsta de mărunțișuri, dar care contează, cred eu, foarte mult. Siguranță. Da, aș vrea să știu dacă privești cumva lucrurile, putem să traducem, în primul rând, cartea? Da. Serios, și de ce ești așa pesimist? Nu citim? Mai e și cartea cealaltă a mea, Sous-l'œil du Grand Inquisiteur, publicată în 2004 la o editură foarte prestigioasă din Franța, Serf, și care n-a fost tradusă până acum, pentru că trebuia să apară la o editură, la editura aia la care sunt eu persona non grata, și au anulat pur și simplu contractul dintr-un motiv evident, da? Din motiv de antipatie personală. Se întâmplă și de astea, putem să nu luăm asta în seamă. Da, dar asta m-a întârziat atunci, m-a făcut să pierd timp și să n-am căutat alt editor, nu s-a găsit alt editor și asta e. Acum nici nu prea se mai găsește cartea în Franța, că este epuizată de ceva vreme. Dar hai să vedem pe ce temă e cartea. Care? Da. Teza de doctorat. Da. Păi e despre noțiunea de teologie politică, e mult despre un gânditor foarte important
și anume Carl Schmitt, da, gânditor politic important, dar totodată și despre Dostoievski, da, despre figura marelui închizitor. Da, de fapt, e un fel de trei cărți în una. Și cred că nici nu o să mai aștept traducerea ei, ar trebui să scriu pur și simplu trei cărți distincte în românește, una despre Carl Schmitt, alta despre Catehon, da, despre acea forță sau persoană care reține sau întârzie sfârșitul istoriei, și o a treia despre Dostoievski, despre legenda marelui închizitor în opera lui Dostoievski și în contextul mai larg al gândirii ruse din secolul XIX. Nu mai avem mult timp. Ce pot să spun e că eu cred că ar fi citită cartea și în România. Eu așa îmi doresc. Despre patologiile puterii? Da, despre patologiile puterii. Da, dar nu sunt sigur. Vezi tu că e un subiect care suscită rezistență. Și oamenilor nu le place să le pui oglinda în fața ochilor. Dacă nu e vorba doar de politicieni, da? Nu e vorba doar de Iohannis, Băsescu, Ciolacu sau mai știu eu cine. Nu, e vorba de patologii mai mici ale puterii, da? Care se întâlnesc la tot pasul. Mie mi-ar fi utilă? Și să știi, mă rog, tu nu exagerezi, da? Nu. Și nu știu exact, poate ai un prag. N-ai atins pragul respectiv, deci poți să te asigur. Da, nu e... Dar tu ai citit-o deja, deci da, știi, da, ce spun despre acolo. Mine, pentru că mă gândesc că poate dintre ascultători sunt persoane ca mine. Ah, nu, sunt persoane ca tine care conduc o... mă rog, un SRL, o fundație... Mici antreprenori. Da, mici antreprenori, da, care sigur că pot fi atinși, în mod categoric pot fi atinși deja de o patologia puterii, poate relativ benignă, da? Cum spuneam, unele sunt relativ benigne. Nu afectează multă lume. Altele sunt mult mai grave. Există și patologia puterii în cuplu, da? O putere, patologia puterii erotice, da? Sunt unii oameni care concep relațiile amoroase sub semnul relației de putere. Da? Mm-hmm. Și e vorba și acolo de o patologie a puterii, sigur că da. Pare că nu doar că o să o traducem, ci pare că o să mai scrii teme pe cărți, scuze, pe tema asta. Pe teme conexe, într-adevăr. Exact. Mulțumesc frumos. Eu sper, mulțumesc să că mi-ai pus atâtea întrebări potrivite. Mersi mult. Cu mare drag. Radio Guerilla.